la momentul în care ideea asta era doar o idee și nu o firmă, noi o gândeam în Austria. Am venit în România pentru că ni s-a oferit oportunitatea de a participa la un concurs și de a, mă rog, discuta cu industria din România. Probabil că ar fi trebuit să insistăm mai mult aici, pentru că interesul există și e clar că ideile verzi au potențial foarte mare înspre vestul Europei. Pe de altă parte, de fiecare dată când am avut ocazia, eu locuiesc la Viena în momentul ăsta, deși background-ul ăsta nu e de la Viena, am încercat lucrurile în România, pentru că mi se pare că e normal să fie așa. E țara mea, o cunosc mai bine și mi se pare normal ca progresul să-l aie și acolo. Deci, n-aș fi renunțat la România. Poate și făcut cumva în paralel lucrurile. Ok. Super, mersi, Linda. Între timp, dacă, uite, am primit feedback foarte cu valoare adăugată și dacă mă uit înapoi, aș fi făcut setarea asta de la început. Am confirmarea că ne văd pe toți odată și avem și rugămintea din public, cei care s-au conectat mai târziu, să, când preia cineva răspunsul, să spună ce companie reprezintă. Cei care nu v-au cunoscut la început când am făcut introducerea. Așa că fac eu acum din nou introducerea. Daniel Teodoro este CTO la Casa și rog să răspundă la întrebarea personală. Mulțumesc, Andrei. La noi ambițiile au crescut exponențial odată cu feedback-ul clienților. Pe de-o parte, domeniul fiind rigid, clienții sunt foarte impresionați și bucuroși de soluția noastră. Și asta ne-a ajutat să înțelegem și ne-a motivat foarte mult să găsim soluții și mai eficiente și să rezolvăm și alte probleme adiacente. Din experiența mea ca antreprenor, am cunoscut și am observat această problemă. Te lovești de comunicarea cu contabilul imediat ce ți-ai făcut o firmă. Și după ce schimbi în decursul a mai bine de 10 ani contabili, în speranța că o să găsești metoda cea mai bună de comunicare, anul trecut l-am cunoscut pe Cornel, cu o expertiză vastă în domeniul contabilității și împreună cu expertiza lui și cunoștințele mele tehnice și experiența mea tehnică au fost ingredientele cele mai bune pentru a face un astfel de produs, cu atât mai mult cu cât și momentumul actual ne ajută să îl dezvoltăm și să îl creștem, pentru că și piața cumva a început să se modernizeze și contabilul a început să-și dorească mai mult în zona digitalizării și să observe că este un lucru benefic pentru ambele părți. Astfel, noi am identificat ca principală problemă această, între ghilimele, balanța contabilului, unde pe de-o parte este comunicarea cu clientul, ceea ce înseamnă veniturile contabilului, un antreprenor mulțumit de servicii, un antreprenor care poate să comunice contabilul, poate să-l consulte în problemele lui, este mulțumit de serviciile pe care acesta le oferă și pe cealaltă parte problema operării documentelor, care încă se face fizic și foarte puțin digital. Digital poate în companiile de IT sau care au tangențe cu IT-ul, dar în masa mare încă se trimit documente fizic. Și balanța asta, în balanța asta noi încercăm să rezolvăm ambele probleme. Prin automatizarea procesului de documente și prin rezolvarea comunicării în acest canal unitar și securizat. Revenind la ce am fi schimbat, cu siguranță am fi putut optimiza anumite lucruri, dar fiind doi oameni cu experiență, cred că procesul a fost unul normal de startup, unde îți acumulezi know-how și găsești soluții la problemele care apar. Cu siguranță schimbarea majoră va fi după ce ne vom lista și vom ridica o sumă de bani pentru a implementa strategiile de creștere accelerată și procesul de dezvoltare și de vânzări.
Super. Daniel, uite, am și o întrebare concretă pentru tine, dar te rog să o reții pentru sesiunea interactivă cu, și repet rugămintea către audiență să posteze aceste întrebări în Q&A pentru că ține mai ușor evidența acolo. În chat, mulțumesc foarte mult pentru sfaturi. Am dobândit skill-uri foarte concrete în seara asta de host de webinar. V-am rebotezat pe unii dintre voi cu numele companiilor pe care reprezentați. O întrebare de la din audiență, puteți ajuta și societățile cu departament contabil existent în societăți? Da, te rog să o postez pentru mai târziu și poate o clarificăm. Da, răspunsul simplu este da. Ok, super. Și putem să dezvoltăm apoi. Între timp îl avem și pe Cornel alături de noi. Mulțumim, avem echipa completă acum. Am ajuns la... Și tot din bâlbele hostului am uitat să înregistrez webinarul, i-am dat drumul pe parcurs, doar să fie în cunoștință de cauză și audiența, că s-ar putea ca unii dintre cei care absentează și care s-au înregistrat să beneficieze de această înregistrare, dar parțială, din păcate. Mai tragem la sfârșit partea cu misiunea și... am lăsat întrebările importante pentru partea asta, de partea înregistrată. Și vă întreb direct, dar nu avem timp decât unul dintre voi, din membrii echipei, de la fiecare companie, să răspundă. Ce vă motivează în lupta asta? Ce vă energizează când vă treziți dimineața și continuați să luptați pentru creșterea acestui, să spunem, bebeluș pe care îl aveți? Începem din nou cu Brio. Cine preia? Câte minute îmi dai, Andrei? Va juca, pentru că deja ne-am apropiat cu pași repezi de partea de Q&A, să, dacă puteți concentra asta într-o frază. Ce simțiți? Într-o frază e greu de spus. Da, o să încerc să stau într-un minut maxim. Da? Pe de o parte, cred că e un anumit tip de mesianism. Adică tu știi că eu am un istoric internațional făcând exact acest lucru pentru alte state și alte națiuni și e frustrant dincolo de măsură dacă am rămas aici în România să nu fac asta pentru statul meu, pentru națiunea mea. Apoi cred că există, cum se frazez asta, cred că există un stereotip cumva că soluțiile de educație ar trebui să vină dinspre ONG-uri, dinspre not-for-profit-uri, da? Și în mod evident noi avem o soluție de educație pe care am pus-o clar într-o anvelopă comercială și vrem să facem și știm că putem face profit serios cu ea. Deci cumva stereotipul e acela că nu poți face bani din educație sau banii făcuți din educație sunt un faux pas cumva și că educația nu poate genera bani serioși, deși atât istoricul meu antreprenorial în domeniu spune că dimpotrivă poate genera bani foarte serioși și istoricul din alte state la fel. Deci cumva am văzut prea multe idei bune venind din zona de ONG în educație care s-au dărâmat pentru că nu au avut o bază economică bună. Deci am văzut asta de atât de multe ori, fiindcă nu au fost gândite ca business-uri. Și când ai misiunea pe care o are Brio, nu-ți poți permite să ratezi și nu vrei să ratezi, dar vrei să generezi un business super solid care are un scop social important. Și cumva asta mă mână, acum că am dat tot contextul, asta mă mână cumva în luptă, da? Atât mesianismul acela, cât și dorința de a genera pentru un scop social un business care să fie mega solid. Wow! Bravo! Who's next? Recreate? Povestesc eu, da. Care e cafeaua ta de dimineață la Viena și la București? Da, deci ce mă motivează pe mine în chestia asta? E o chestie foarte importantă pe care a spus-o Dragoș, pe care o văd și eu. De multe ori există un antagonism între ce e bine și ce face bani. Eu nu cred că peste tot există antagonismul ăsta, inclusiv în zona de green. Există multe exemple de companii care sunt capabile să facă și bani și să fie și green. Și asta e una dintre chestiile pe care vreau să le demonstrez încă o dată, cum spuneam la început, cu instrumente de business, pentru că cred că așa discută orice investitor. Trebuie să-i arăți că până la urmă el va face banii și cred că noi suntem capabili să arătăm chestia asta. Motivul pentru care intru în treaba asta și deși sunt o mulțime de
lovituri sub centură, să spun așa, în fiecare zi pe care le primim ca antreprenori, cu toții probabil, nu numai eu. Ceea ce mi se pare interesant este la sfârșitul zilei să stai să te uiți, să te gândești de ce s-au întâmplat și lucruri rele și lucruri bune, dar toate s-au întâmplat pentru că eu am luat niște decizii. Eu am văzut efectul deciziilor mele, am primit un feedback. Și asta e o chestie pe care în foarte puține ocazii profesionale ai ocazia chiar să vezi genul ăsta de feedback. Antreprenoriatul este poate una dintre singurele situații. Există sigur și în altfel de proiecte genul ăsta, dar nu depinde neapărat de tine. Aici chiar depinde de tine și poți să vezi cât de bun ești. Asta mi se pare foarte valoros. Bravo, și mă bucur că am înmulțit amândoi lumea corporaticilor trecuți care au tranzitat către adrenalina antreprenoriatului. Exact. Cofondatorii de la acasă, cine... Da. O să preiau eu, nu e nicio, da, preiau. Noi oricum, și eu și Cornel, avem experiență de antreprenori de o viață, avem oarecum aceleași rezultate și cel puțin personal am crescut cu afacerea familiei, o afacere în IT. Lupta asta de antreprenor e o obișnuință și un stil de viață. Ce ne motivează cu adevărat este impactul social pe care soluția noastră îl are, pentru că cu toții știm problemele din acest domeniu și rigiditatea lui la schimbare. Și aici considerăm că potențialul nostru și capacitățile noastre pot fi folosite la cote maxime, pentru că vedem cum evoluează un contabil care intră în contact cu noi și care rămâne impresionat de soluția pe care o oferim, și foarte mulți dintre ei chiar spun că este incredibil că am reușit să facem așa ceva. Foarte mulți au încercat să facă ceva similar. Dacă stăm să ne gândim, contabilul este primul partener de business într-o afacere. Și din cauza acestor procese de operare și complexității operării documentelor, acum el este un simplu operator. Și noi încercăm să-l aducem înapoi în prim plan și să-i dăm și timpul și unealta ca să aducă plus valoare clienților lui. Un contabil poate să-ți ofere informații și legislative și de business și relații cu alți clienți de-ai lui, poate potențial furnizori sau parteneri de-ai tăi. Dar în prezent... cei care încă nu folosesc casa au o problemă în comunicare și în operarea documentelor. Și cred că asta ne motivează cel mai mult. Faptul că schimbăm starea de fapt. Foarte frumos. Toate răspunsurile primite la întrebarea asta o să o repetăm și cu alte ocazii. Vă mulțumim pentru destăinuiri. Și trec la ultima întrebare din partea mea, poate cea mai importantă în ce urmează, în campaniile pe care urmează, să le derulăm împreună de Equity Crowdfunding. Și mă refer acum la o întrebare din papucii investitorilor care ne urmăresc. Ce mesaj aveți pentru ei, pentru acești investitori care vor să aleagă să fie parte din povestea voastră în listările pe care le plănuim? Începem din nou cu Brio, dacă tot am format ciclul ăsta. Da, sigur. Din nou, foarte pe scurt, și aici se pot spune o groază de lucruri, dar cred că lucrul pe care eu l-aș accentua este legat de schimbarea pe care o poate produce Brio și o va produce Brio în toți actorii din învățământ. În elevi, în primul rând, în părinți, în al doilea rând, în profesori, în școli, în întregul sistem. Cred că asta e un prim pas pentru schimbarea în bine a învățământului românesc. Și ei, investitorii, s-ar trebui să zic, voi, investitorii, puteți face parte din asta. Mulțumim foarte tare, Dragoș. Recreate, un mesaj scurt pentru investitori. Da, cred că o să mai las și pe Adina să vorbească cu investitorii. Ea este contactul nostru către investitori. Deci investitori, șut către Adina.
Mersi. Am să fiu scurtă pentru că știu cam care e timingul și știu cam unde sunt de față de timing, deci n-am să încerc să scurtez. Ce propune Recreate pe scurt este clar o soluție din lumea reală, o lume reală care, după cum vedem cu toții, se schimbă foarte tare pe zi ce trece. Iar noi, prin ceea ce am creat, propunem o soluție care e în mijlocul unor trenduri pe o pantă foarte ascendentă. Suntem în acest moment în care practic toată lumea se gândește cum anume să gestionăm mai bine viitorul ăsta pe care, în care, mă rog, ne aflăm așa pe zi ce trece. Noi vedem practic că în primul rând, sustenabilitatea clar face parte din toate propunerile pe care le avem în vedere. Prin tot ceea ce am făcut până acum, am văzut că este un shift masiv în obiceiurile de consum ale clienților. Există un push foarte mare și care vine și din generația de după noi chiar, care are complet alte așteptări și alte dorințe. Iar, practic, Recreate propune acest packaging as a service, un produs adaptat lumii reale, pe care deja existent în alte 8 țări ale lumii. Noi suntem primii aici, suntem deja antrenați pentru piața asta, știm ce facem și cred că un pariu pe acest produs este un câștigător pe termen lung, cu siguranță. Mulțumim, Adina. Da. Mulțumim acasă. Mai avem 2 minute, după care intrăm în Q&A. O să fiu scurt. Și eu și Cornel suntem antreprenori cu experiență și rezultate anterioare rezonabile. Am trecut în lumea startup-urilor și în actualul proiect, pentru noi, mai mulți bani înseamnă mai puțin timp până la următorul nivel. Mai ales că avem în strategie să mai luăm fonduri la anul, adică într-un an după ridicarea fondurilor prin Seedblink. Și noi previzionăm în următorii 4 ani un 10 milioane, ceea ce este foarte realizabil, având în vedere că tehnologia noastră din spatele acestui proiect este un sistem inteligent de ocerizare al facturilor și al documentelor, care poate fi crescut și pe alte verticale, nu doar în domeniul contabil. Uh-huh. Dacă credeți că ne puteți ajuta să accelerăm creșterea acestui produs și credeți că putem să schimbăm ceva cu adevărat în zona asta, noi vă așteptăm să faceți parte din povestea noastră și să încercăm să facem business-ul mai coerent și profitabil pentru toți. Și chiar dacă poate nu o să investiți sau nu sunteți pregătiți să investiți în startup-ul nostru, puteți vorbi cu un contabil și să îi spuneți că sunt niște băieți faini care fac ceva diferit, ceva nou, care chiar ar putea să schimbe modul lor de lucru și ar putea să le îmbunătățească și business-ul și stilul de viață. Mulțumesc frumos, Daniel, și trecem oficial acum la sesiunea de Q&A și dacă tot ai preluat microfonul, revin cu întrebarea un pic detaliată primită din audiență. Cum pot folosi produsul vostru celor de la casa societății care lucrează cu departamentul propriu financiar contabil? Casa este un SaaS. Noi putem să punem la dispoziție abonamentul corporate, în care service, dacă nu știe toată lumea acronimul. Da. În care compania poate să dețină softul casa și atunci își poate organiza departamentul contabil. Chiar avem clienți care lucrează cu firme unde procesul este similar. Spre exemplu, firme de avocatură unde sunt mai mulți avocați care își încarcă documentele către departamentul contabil. Deci există posibilitatea asta prin abonamentul corporate să le creăm spațiul lor dedicat în care să-și administreze contabilitatea și tot procesul ăsta de
comunicare cu departamentul contabil de colectarea documentelor și de procesare a lor. Ok. Mai e și o întrebare legată de ce anume face casa, dar cred că e răspuns în prima parte. O să afle toți investitorii interesați de casa și de cea de misiune. Două companii în momentul listării. Tentativ, casa e programată pentru începutul octombrie la listare pe Seedlink. Atunci o să afișăm și alte informații relevante despre ei. Asta poate organizăm un eveniment, un webinar. Am văzut că ridicam mâna sau mi s-a părut? Ok. Întrebare pentru Brio. Câți abonați are acum platforma Brio? Aceste teste sunt standardizate. Ce fel de competitori aveți în România? Da, o să ne împărțim pentru a răspunde aici. Testele sunt standardizate, sunt create după modelul științific care stă în spatele celebrelor teste de admitere americane, SAT, GRE, GMAT, TOEFL și așa mai departe. Sunt teste standardizate, dar bazate pe programa din România. Nu avem competitor head-to-head în România, deci nu există nimeni care să mai ofere o astfel de soluție. Deci aici suntem chiar free-flying, ca să zic așa. Gabi poate da detalii despre cât avem la zi useri. Bun, eu o să zic că câți useri avem la zi, adică peste 25.000 de useri înregistrați și peste 260 de școli înregistrate. Dar o să fac și disclaimerul că mare parte din acești useri, mai puțin câteva sute care sunt useri plătitori, sunt useri care au intrat în perioada pandemiei. Noi am lansat produsul Brio exact înainte de pandemie, iar imediat în 11 martie, când s-a întâmplat lockdown-ul, noi am pus produsul Brio Free. Pe cale de consecință, tot ce s-a întâmplat după momentul 11 martie este o utilizare free a produsului Brio cu niște campanii. Am făcut două campanii în perioada aia, una School Must Go On și una dedicată copiilor care au dat evaluarea națională și BAC-ul. Deci cam asta e usage-ul în acest moment. Ok. Mai am o întrebare pentru Brio, dacă să alternăm, am o întrebare și pentru Recreate. Care a fost cea mai de impact acțiunea de marketing desfășurată până în prezent? Dacă am să răspund la asta. Bun, noi am făcut o campanie de un pilot, practic, cu Cărturești, care a avut loc luna mai. A fost dimensionat de ei corespunzător pe aproximativ 10 zile. Au fost livrate în jur de 7500 de cărți prin metoda Recreate, adică cu ambalarea în această pungă returnabilă. Opțiunea a fost lăsată la client, deci toți acești clienți au ales să facă acest lucru. Fără vreun driver de marketing. Deci noi am lăsat-o ca pe o soluție naturală, o opțiune naturală de ambalaj returnabil, fără alte detalii în checkout și, practic, din prima zi, unul din cinci oameni au optat pentru această opțiune, au mers pe această opțiune. Dar ce a fost cel mai important și cel mai, mă rog, surprinzător, practic, ne-a depășit tuturor așteptările, a fost, practic, feedback-ul clienților. Înregistrându-se zero incidente în toată povestea asta, fiind un produs complet nou, nimeni n-a avut niciun fel de problemă cu livrarea. Mai mult decât atât, a scos din acest unghi gri obscur toată ideea de curierat și de livrare, în care, mă rog, tot timpul, dacă e să spună cineva ceva, nu poate să fie neapărat de bine. Am avut niște reacții foarte interesante cu wow, în sfârșit se poate, a fost minunat și așa mai departe. Și, mă rog, asta e un drive foarte mare pentru noi toți. Ok. Acum văd că mai sunt întrebări și în chat, o să le preau în zona de Q&A. Revin cu întrebarea către Brio. Am înțeles că
Brio dorește și poate să abordeze piața globală. Ce alte idei au fost gândite strict pe România? Există vreo șansă de a crește foarte mult atâta timp cât există o limitare geografică? Da, înțeleg că sunt și pentru restul întrebările. Brio își dorește să abordeze piața globală, nu la acest moment, ci peste un an. Noi am prospectat deja două piețe, în mod special, trei chiar, două în mod special le-am prospectat, dar ne propunem să ne uităm în direcția mult mai încruntați așa, dar mult mai serios, abia peste un an. Cel puțin Brio are o scalabilitate imensă și la o audiență de 3 milioane de copii, asta e populația școlară a României, chiar și cu abonamente foarte reduse din punct de vedere al costului, creșterea este absolut incredibilă. Da? Deci evident că ești limitat geografic și evident că poți să crești mai mult dacă ai mai multe geografii, da? Dar chiar și în felul ăsta, oricine face aritmetica, își dă seama că de fapt potențialul este dincolo de noi. Ei, mulțumesc, Dragoș. Revin la Arcreate, Recreate. O înțeleg așa, e corect spelling-ul. Spuneați că aveți planuri de dezvoltare în mai multe planuri, nu doar pe zona de packaging. Puteți să ne dați mai multe detalii despre ce alte zone? Da. O să preiau eu întrebarea asta, Andrei. Da, este packaging-ul e o chestie punctuală, dar e o chestie care arde în momentul ăsta, de-aia ne-am oprit la ea și cred că packaging-ul e un subiect care poate fi declinat în mai multe feluri. În momentul ăsta avem o soluție de packaging care se referă la 80% din piața de e-commerce, dar există tot felul de bunuri fragile sau bunuri valoroase care trebuie urmărite. O să facem dezvoltări și în zona asta, astfel încât tot ce înseamnă packaging să fie acoperit. Dar, revenind la întrebare, noi venim din zona de consultanță, noi știm business, noi știm să vorbim cu B2B, știm să vorbim cu e-commerce și să înțelegem cam ce probleme au ei și ce i-ar motiva. Asta în contextul în care există consumatori care încep să valoreze mult mai mult ceea ce fac aceste companii în direcția de sustainability, să spunem așa, și nu mă refer la greenwashing acum, mă refer la operațiune efectiv. Deci încercăm să le ajutăm în direcția asta. Asta ce înseamnă? Înseamnă că vom discuta în viitor cu ei pe soluții de minimizare a retururilor, pentru că asta generează de asemenea emisii și oamenilor nu le place chestia asta, de sourcing green, ca să spunem așa, deci de soluții care sunt ori compostabile, ori reciclabile și așa mai departe. Și una peste alta există o chestie care se cheamă Life Cycle Assessment, care înseamnă tot ce face o companie ca și operațiuni și ca resurse, ce bagă în ea, cam ce impact are asupra mediului. Oamenii încep să dea, să pună preț pe chestia asta și vom insista și în direcția asta. Deci, una peste alta, există tot felul de soluții la care ne gândim. Depinde ce o să ne ceară e-commerce-ul una peste alta, pentru că ei sunt partenerii noștri, noi cu ei vrem să vorbim. Uh-huh. Mulțumesc, Linda. Revin la casa pentru o întrebare probabil la cuiva care s-a conectat mai târziu. Poți să revii sau să revină unul dintre voi asupra misiunii? Care e valoarea adăugată pe care generează SaaS-ul vostru, produsul vostru? Deci, o să fiu un pic mai scurt. Casa digitalizează fluxul de documente contabile și prin intermediul unui canal dedicat de comunicare dintre antreprenori și contabili îmbunătățește relația dintre ei. De asemenea, prin sistemul de ocerizare și arhiva electronică inteligentă, automatizăm procesul de operare al acestor documente, scutind foarte mult timp contabilului. Ce ne ajută foarte mult este modelul de business. Practic, clientului nostru, adică firma de contabilitate, sunt clienții noștri. Și asta ne ajută să scalăm exponențial. Atât cu acumularea fiecărui nou partener. Am avut o discuție săptămâna aceasta cu o firmă care are 3.000 de companii. Asta înseamnă 3.000 de potențial clienți pentru noi. Dar, pe de altă parte, și din portofoliul deja existent, în care se acumulează portofoliul actual al clienților noștri, care acumulează noi clienți pentru ei, datorită optimizărilor care noi le aducem
firmei de contabilitate, astfel încât să poată să acomodeze și mai mulți clienți și să ofere și servicii mai bune. Ok. Încă o întrebare punctuală pentru Archirec și mai am două de ordin general. Mai avem 7 minute. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să le adresați acum ca să putem să le listăm. Pentru Recreate, care sunt cele 8 țări unde există deja ambalaje returnabile similare celui pe care vrea Recreate să le lanseze pe piața românească și care este market share-ul acestor produse în respectivele țări? Din ce material, și o întrebare secundară, din ce material este fabricat acel ambalaj returnabil? Ok, am să răspund eu la întrebările astea. Așa am o listă aici. Practic, avem în zona de Finlanda, Canada și zona de Dach, Germania, Austria, un jucător care se numește Ripec. În zona de Norvegia avem Pacorang. În Statele Unite avem Loop și Returnity. În zona de Franța și toată zona europeană, pentru că este targetată, avem Living Packets. În zona de Asia și Coreea și o parte din China este JD Reusable Box. Și noi propunem Recreate Bag pentru România. Sunt soluții care au apărut într-un an și ceva. De cele mai multe au mai puțin de un an de când sunt pe piață, drept care nu putem vorbi încă de market share, pentru că ne trebuie o perioadă să-l putem calcula. Dar e clar că creșterea este exponențială, deci acum poate 2-3 ani exista doar o singură soluție. Și produsul nostru, ca să închei și cu partea aceasta, este făcut din polipropilenă. Este, să zicem, asemănător genților de la IKEA. E foarte rezistent. Noi avem în vedere 20 de cicluri de folosire a acelui așa ambalaj și sunt preluate de către noi în vederea reciclării. Da? Deci avem un ciclu cradle to cradle încât să nu generăm nici într-un fel de eșeuri. Adina, iartă-mă că vreau să completez un lucru până când îmi ia cuvântul Andrei, scuze. Tu ai adus aminte de celelalte soluții de produs, însă ce aș vrea să subliniez ca să fie foarte clar pentru toată lumea, ceea ce oferim noi nu este doar un produs care poate avea design mai mult sau mai puțin, mă rog, interesant, mai bun, mai frumos, mai verde, mai puțin verde. E vorba de toată soluția care înseamnă ambalarea, livrarea înapoi și tot sistemul digital prin care ai acces la tot ce se întâmplă acolo. Deci, de asta aș vrea să spun că ce facem nu e doar o pungă, e vorba de un sistem de ambalare care o să se decline în viitor și cu alte soluții decât cea existentă. Ok, ți-am luat microfonul. Am văzut. Avem și mulțumiri pentru răspuns de la cel care a adresat întrebarea. Revin întrebări punctuale. Cele de ordin general, adică pentru toate firmele, dar asta e cumva, o să vă citesc cu ce v-a ajutat concret statul român în ultimele 12 luni, ce piedică, al doua întrebare, ce piedică importantă vă pune în prezent statul român care vă face să consumați efort ineficient. Nu știu dacă e neapărat contextul, n-aș vrea să transformăm în valea plângerii aici acest webinar. Spiritul pe care l-am dat e mai human, e mai constructiv. Dacă cineva vrea să preia una din aceste întrebări sau poate să o transforme în ce ar putea face mai mult statul român ca să vă ajute. Da, aici pot să spun eu ceva scurt. Noi suntem antreprenori, nu prea ne interesează ce face statul, pentru că ăsta e contextul României și este destul de greu. Sunt asociații care încearcă să schimbe lucrurile și lucrurile merg foarte greu la noi. Suntem antreprenori și găsim soluții la tot ceea ce ne apare înainte. Probabil Brio ar fi fost cel mai expus. Probabil Brio ar fi fost cel mai expus în a se lega cumva de sistemul de învățământ, dar la noi este on purpose, parte din ADN-ul nostru, că nu vrem să fim independenți, vrem să fim sistemul de valoare independentă a performanței școlare. Deci nu avem nici nu ne ajută, nici nu ne încurcă și nu avem nevoie de nimic de acolo. It's safer like this. Acum că tot a venit vorba de legatul ăsta de stat, noi ca și platformă, deși suntem dedicați pentru partea de contabilitate,
construcția platformei nu este legată niciun fel nici de legislația română, nici de specificul regional. Tot ceea ce construim noi este exportabil imediat și chiar avem planuri să exportăm în afară atât partea de contabilitate cât și serviciul de ocerizare. Deci nu avem treabă cu stat. Mă bucur să constat și cu ocazia asta că antreprenorii veniți către Seedblink au sloganul prin noi înșine ca fiind foarte important. Recreate, unde produceți ambalajele propuse? Ce tipuri de produse vândute online puteți acomoda la acest moment? Și asta e ultima întrebare punctuală, cât mai concis. Da. Răspund eu aici și răspund și la partea aia cu statul, că e interesantă. Le producem la o fabrică din România, pentru că e foarte important ca ele să nu fie transportate din China, că atunci mai mare șmecherie nu prea am făcut. Am făcut mai rău mediului decât să facem mai bine, aducându-le de departe. Le vom face în viitor într-o fabrică care pe lângă satul mare, care ne acceptă și primirea lor atunci când sunt la sfârșitul vieții. Pentru reciclare, deci ca să nu avem absolut niciun waste. Întrebarea a doua era legată de tipul de produse. În momentul ăsta putem să punem în ambalajul ăsta, fiind un ambalaj secundar, deci care nu scoate ambalajul primar al produsului, putem pune înăuntru tot ce înseamnă fashion, tot ce înseamnă baby, tot ce înseamnă books, tot ce înseamnă personal care și tot ce înseamnă produse care au un ambalaj primar suficient de puternic, inclusiv iPhone, că iPhone-ul e destul de, n-o să se spargă, da? Cam astea sunt cele de telefoane Android, ca să nu facem reclamă. Da, telefoane Android. Fascinitoare. Și acum vreau să închid apropo de faptul că n-am răspuns la ce au răspuns colegii de ce face statul. Și eu zic același lucru. E evident că statul nu face în momentul ăsta bine, nimeni nu o să spună dintre noi că statul face chestii bune. Dar noi încercăm să oferim oamenilor o alternativă. Cu soluția noastră oferim clienților o alternativă la sistemul pe care îl oferă statul de reciclare, care știm că nu funcționează. N-are sens să discutăm foarte mult despre de ce nu funcționează, cui e vina. Pur și simplu oferim o alternativă ca să nu mai, mă rog, să fie problema asta de pus pisica moartă în curtea uneia sau a altuia. Deci, eu și eu sunt de acord. Statul e cum e, nu ne încurcă, nu ne ajută. Ok. Mulțumesc și închei cu ultima întrebare primită pe chat și adresată tuturor. Și uite, tocmai am ajuns la 18:30. Care e cel mai important metrice KPI pe care, la care vă uitați voi ca și fondator, dar și executiv în activitatea startup-ului vostru? Facem din nou un tur de opinie. Da, în cazul nostru numărul de teste și numărul de user. Clar, cred că numărul de teste e mai important decât cel de user. Okay. Și să fiu scurt, fiindcă deja suntem un minut peste cât era programat, nu? Super, mersi, Dragoș. Noi ne uităm în momentul ăsta, pentru că noi vorbim cu B2B, dar de fapt noi vindem un produs pe care clientul nu-l cunoaște neapărat și atunci clientul final, și atunci trebuie să-l promovăm cât mai mult. Ne interesează în primul rând clienții finali care consumă genul ăsta de produs și evident clienții B2B, dar credem că există o corelație între ei. Deci pe măsură ce există această opinie publică, magazinele vor veni către noi pentru că le vor cere clienților. Pentru noi este foarte important numărul de utilizatori și urmărim constant creșterea lor și a activităților din platformă, dar specific pe business, pentru că suntem în perioada de creștere, cel mai important KPI este creșterea veniturilor și aici, pe partea de business, ne uităm la creșterea venitului per client, iar pe partea tehnică la costurile per client și încercăm să optimizăm cât mai bine curbele de creștere, în așa fel încât să avem o creștere accelerată și să hăcuim creșterea cât mai mult. De aceea am și găsit ca și strategie intrarea prin firmele de contabilitate ca și reselleri, astfel încât creșterea să fie exponențială și să fie foarte facil de administrat toți clienții. Ok. Aici am ajuns la final acest prim experiment. Mie ca gazdă mi-a plăcut, am învățat multe după cum ați aflat online alături de gesturile pe care le-am făcut aici în bucătăria internă și clicurile pe care le-am dat. Vă mulțumesc foarte mult, încep cu doamnele, cu Linda,
Adina, Gabi. Mă bucur că avem o prezență echilibrată azi chiar. Trei doamne și patru domni, sau trei domni, gazda nu se pune. Mulțumesc frumos, Dragoș, Daniel și Cornel, pentru prezență și pentru răspunsurile concrete și eficiența încadrării în timp. Cum spuneam, pentru noi un prim experiment de care ne declarăm mulțumiți și interesul și întrebările pe care le-am primit de audiență arată că am declanșat acest interes. Campaniile pe care urmează să le derulăm pentru cei prezenți aici, vă reamintesc, începem cu Brio chiar la începerea școlii pe 15 septembrie. Atunci va fi listarea lor. Urmează Recreate în 22 septembrie, sper că am notat corect în memoria mea internă, și Casa pe 5 octombrie? 6 octombrie. Și până atunci, deja pentru Brio am publicat deja mai multe informații pentru că se apropie listarea lor. Presa pare foarte interesată de soluția și de ce face compania Brio. Sunt foarte activi în presă și cu siguranță are legătură și cu începerea anului școlar și evident progresul pe care îl dorim cu toții în sistemul educațional românesc și nu numai. Azi am publicat primul teaser cu informații sumare despre ei și urmează detalii. Astăzi, by the way, am încheiat o nouă campanie în acea zi pentru o companie din IT, de software, de fapt de cyber security. Iar Casa încă n-am început pentru că e listarea din 6 octombrie, mai avem timp și să nu aglomerăm informațiile, dar băieții prezenți aici sunt pregătiți, gata să livreze informații celor interesați. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Repetăm cu siguranță seria de evenimente deschise astăzi și vă mulțumim pentru indulgența de care ați dat dovadă în bâlbele pe care le-am avut la acest prim eveniment. Să ne vedem cu bine. Mulțumim frumos și ne vedem și offline. Mulțumim. Cât de curând. Mulțumim. Mulțumim.